Sau ca pipăit femei, că aflei a sucker to catch a sucker. Prefăte că ești mai prost decât cel pe care urmărești să-l câștigi. Chiar și în aceste momente unii cred că am picat și alții cred că vor rămâne jos. Dragi mei nici nu se pune problema ca, Donca să rămână jos. Se putea pune problema ca Donca să nu mai evolueze în momentul în care nu mi se întâmplă ce mi s-a întâmplat, în momentul în care mascații nu mă scuteau din pat, dar în momentul în care eu mi a dat seama că tot ceea ce ai nu este al tău, nu ai nimic, nu deții nimic, nu ai nicio siguranță și mai departe, oricând cineva poate să te salte, transmitem salutări tuturor celor care au fost lângă noi la bine și ne-au uitat la greu. Aici avem trecutul, iar aici avem viitorul. Despre cărțile pe care le-am citit și vreau să le citesc în următoarea perioadă, facem un review. dar de asemenea, ne gândim puțin și la această zi frumoasă cu soare pe cer și ce vrea să spune ea de fapt. Soarele acesta de pe cer îmi spune ceva. dar Ce îmi spune? Trebuie să merg să ascult pe panou. Că dacă ascult pe un panou, îmi spune cu siguranță. Acolo aud zumzetul și șoaptele acestui soare. Dar până la filozofie, să trecem la practică. Vreau să vă arăt aici două cărți frumoase. Pe aceasta am citit-o, aceasta urmează să o citesc. Am fost cu copii ca să alegem cărți pentru următoarea perioadă și am văzut această carte cu șapte reguli de viață ale lui Arnold Schwarzenegger. Da -ți să vă spun că la finalul cărții nu știu care sunt cele șapte reguli de viață dar știu că pentru el a fi util este un lucru foarte important și este un mesaj pe care vrea să-l transmită și l-a transmis pe tot parcursul cărții. Acum o să spun care sunt cele șapte reguli, nu știu dar pot să vă spun faptul că acest om a reușit să fie un campion în culturism de șapte ori, de asemenea a reușit să ajungă actor de film și cred că la momentul său cel mai bine plătit actor, având filme pe care le știm cu toții și prin care l-am cunoscut. De asemenea, în a treia etapă a reușit să fie guvernator a celui mai bogat stat din Statele Unite ale Americii. Cred că sunt reușite care sunt demne de a fi cel puțin verificate, cel puțin uh, luate în detaliu. Motivul în care am citit această carte, o carte interesantă, nu este o carte wow care să mă dea pe spate, nu am lăsat uh, pagini, pagini de notițe cu care să mă reîntâlnesc și pe care să le regândesc, dar pot să vă spun că mi-a făcut extraordinară plăcere să citesc o carte care îmi confirmă drumul pe care sunt la ora actuală. Avem nevoie de asemenea persoane în anturajul nostru. Mă întrebați unii, dar vreau să-mi fi mentor. Dragul meu, ca să-ți fiu mentor, trebuie să-mi plătești 10.000 de euro pe zi. Oare este rentabil să-mi dai 10.000 de euro pe zi să fiu mentor? Să spun din tot ceea ce am trăit, din experiențele mele rele, bune, din ceea ce am pățit de curând, din această stare de șoc prin care am trecut. Lucruri pe care nu le găsești la seminare, lucruri pe care nu ți le spune nimeni decât tu le afli în momentul în care ți se întâmplă. Sau mai bine cumperi o carte de acest gen după care cumperi altă carte, după care cumperi altă carte, după care vezi un documentar cu Sylvester Stallone, care de asemenea spune lucruri pe care le regăsesc aici, un motiv pentru care consider că cel mai bun mentor pe care trebuie să-l găsești este în oglindă. În oglindă se află acel om care trebuie să-ți fie mentor și care să citească din partea altor mentori aceste cuvinte. Bineînțeles că poți să să-ți recomand să citești cărțile mele întâi pentru că sunt scrise de către un român, de către o persoană ca tine, o persoană care a pornit de jos, n-am fost bogat din partea părinților, dar mai departe, m-am îmbogățit și i-am îmbogățit și pe părinții mei prin faptul că am devenit un om bogat, ce n-a stat la mila lor, iar prin aceste cărți, cum este și aceasta, îmi confirmă că drumul pe care merg este bun. Îi caut și vă caut pe cei care mă căutați. Caut acele persoane care pur, pur și simplu mai departe, vor ceva diferit, simt că pot mai mult, vor mai mult, merită mai mult și au nevoie de o persoană care să le spună: "Da, frate, mergi pe drumul cel bun. Ești corect în ceea ce faci. Fie că ești fată, fie că ești băiat, cu siguranță sunt mai mulți băieți care merg pe acest drum al antreprenoriatului, al bătăii cu ceilalți și spun din păcate al bătăii, pentru că în America există un fenomen al colaborării mult mai bine accentuat decât în România, unde avem acest instinct balcanic în care dacă unul scoate capul mai sus, 10 vin să dea peste el. Dragii mei, este foarte interesant cum lăsăm companii străine să ne invadeze țara, să ne fure resursele și este foarte interesant și din păcate tragic cum nu lăsăm oamenii din partea statului nostru român Român, ca noi, să se înalțe și cel puțin să verificăm acuzațiile dacă tot este să le facem. Această carte, nu vreau să deviez să intru pe subiectul celălalt, această carte îmi confirmă că omul ăsta a avut greutăți care l-au făcut mai puternic, greutăți de care nimeni n-a auzit, dar bineînțeles, toți s-au mirat la succesele lui. Bineînțeles că de unele greutăți n-a scăpat, atunci când a fost guvernator a fost condamnat de foarte mulți pentru lucruri pe care le-a făcut de-a lungul timpului său, că a pipăit femei, că a fost, a fost cine știe necuvânt credincios în anumite situații, dar acele lucruri l-au făcut să fie om, lucruri lucru pe care le-a recunoscut aici în față și mai departe a putut să crească pentru că a avut de unde. Așadar, asta fiind spuse, vă recomand această carte pentru a învăța de la un om care poate să vă fie mentor cu vreo 20-30 de lei, iar mai departe să deveniți mai mult. Următoarea carte pe care vreau să o citesc se numește 48 de legi ale puterii. Am citit mai de mult cartea celor 40 sau 48 de lege ale succesului. Nu știu, dacă, sigur nu este aceeași, dar nu știu dacă are legătură. Este o carte cu un tipar destul de interesant. Este o carte în limba engleză. Dacă vă interesează această carte, vă rog să-mi scrieți în comentarii dacă vreți să fac un review la această carte când o termin. Dacă nu, pur și simplu puteți să o citiți voi și așa mai departe. Hai să citim aici, am deschis la nimereală, la legea cu numărul 21. Play a sucker to catch a sucker. Sim Dummer than your mark. Cu alte cuvinte, prefăte că ești mai prost decât cel pe care urmărești să-l câștigi. Dragii mei, de-a lungul timpului pot spune că acesta a fost unul din lucrurile cu care m-am bucurat să fiu pur și simplu, să fiu obișnuit. Mai bine zis, deoarece de-a lungul timpului am fost mult mai tânăr decât banii și succesul pe care l-am avut, moment în care oamenii tot timpul m-au subapreciat. Chiar și în aceste momente, unii cred că am picat și alții cred că vor rămâne jos. Dragii mei, nici nu se pune problema ca, ca, Donca să rămână jos. Se putea pune problema ca Donca să nu mai evolueze în momentul în care nu mi se întâmpla ce mi s-a întâmplat. În momentul în care mascații nu mă scuteau din pat, în momentul în care eu credeam că sunt puternic, în momentul în care credeam că sunt bine, în momentul în care credeam că sunt de succes, în momentul în care credeam că nimic nu mi se poate întâmpla, ei bine, atunci, într-adevăr, puteam să pic puteam să scad, puteam să nu mai cresc. Dar în momentul în care mi-am dat seama că în această țară tot ceea ce ai nu este al tău, indiferent câte resurse ai, indiferent câte proprietăți ai, indiferent câți contabili ai, indiferent câte experți contabili ai, indiferent câte audituri vei face, nu ai nimic, nu deții nimic, nu ai nicio siguranță și mai departe, oricând cineva poate să te salte pe anumite indicii rezonabile. Ne referim la orice țară. De aceea mă interesează care sunt cele 48 de legi și de asemenea îmi dau seama că cel mai mare avantaj este acela că unii oameni, chiar și -a Acum, văzându-mă în situația în care sunt, cred că s-a terminat. Cred că pun punctul. Cred că nu mai am puterea să o iau de la capăt. Cred că o să dorm. Ha? Cred că e gata. Și nici măcar nu-și dau seama, nici măcar nu știu câtă putere am acumulat în cele trei luni. Habar nu au cât bine mi s-a întâmplat prin răul pe care l-am îndurat. Astea fiind spuse, atât eu cât și familia, transmitem salutări tuturor celor care au fost lângă noi la bine și ne-au uitat la greu, transmitem salutări tuturor celor care în viitor vor veni lângă noi, dar din păcate noi nu vom veni lângă ei, sufletește, și transmitem salutări viitorului eu care mă așteaptă în forma cea mai de preț și cea mai puternică pe care nici eu măcar astăzi nu cred că e posibil să o am. Deci de aceea ne vedem dincolo de vârf, mai departe, încă o dată, că cu cărți, cu sport, cu autodisciplină și cu a deveni din ce în ce mai puternic pentru viitorul tău.